crashing down in the plane. All things are burning up in flames. We're going under. Bang bang like thunder. Bang bang like thunder. Revin astăzi cu un clip în care vreau să vă prezint favoritele din ultima perioadă. Chestia este că adun lista asta de ceva timp și deja îmi venea cumva să schimb toate produsele de pe listă pentru că s-au tot schimbat, dar mi-am zis că nu, stai așa, că favoritele astea sunt adunate de acum vreo două luni, gen, erau favoritele de acum vreo două luni, nu că acum nu mai îmi plac, dar între timp au apărut și alte produse care îmi plac super mega mult și pe care o să vi le prezint în clipul viitor. Dar deocamdată ne concentrăm pe favoritele pe care le-am ținut, pe acele liste despre care v-am zis, produse foarte faine pe care vreau neapărat să vi le prezint și pe care le-am pus aici. Am multe lucrușoare, o să încerc să nu zăbuiesc foarte mult, mai ales că pe majoritatea le știți, le-ați mai văzut, dar am zis să le adun într-un clip ca să le laud, că practic despre asta este vorba într-un clip de favorite. O să vedeți în vlogul de duminică că planurile erau altele, trebuia să postez altceva astăzi. Mă rog, n-am fost mulțumită de ce am filmat, dar mai multe detalii vă dau în vlogul de duminică. Și am zis să filmez un clip de favorite, pentru că v-am zis, oricum trebuia să o fac și... Înainte să trecem la produse, vreau să vă vorbesc despre niște bijuterii de la Hey Happiness. Știți că am mai colaborat cu ei, știți despre ce este vorba. De data aceasta mi-am ales acest lănțișor care este cu perle și m-am inspirat de la Nico pentru treaba asta. Ea, mă rog, are un lănțișor de perle care are niște perle mai rotunjoare. Ăsta e așa, cu niște perle care seamănă cu niște pietre cele mai degrabă și are și detaliul acesta aici cu inimioară. Dar da, de la ea m-am inspirat. Am văzut cât de bine arată la ea lănțișorul la baza gâtului cu perle, după care încă vreo două lănțișoare drăguțe așa și am zis, oh, vreau și eu. Și, ce să zic, Nico, te-am copiat, asta este și mi-am pus pe mine și cămașa de la ea ca să fie toată treaba bună. Așa, și pe lângă acest lănțișor mi-am ales și un inel. Trebuia să încep cu treaba asta. Uitați ce cutie drăguță mi-a venit de la ei. Deși am ales două produse, mi-au venit ambele în această cutie și sincer mă bucur pentru că îmi plac cutiuțele de la ei, sunt foarte nice, dar sincer le țin o perioadă, le țin, după care la un moment dat le arunc, pentru că ce să fac cu ele, ar fi plină casa de cutii dacă aș fi păstrat toate cutiuțele de la ei. Și în această cutiuță a venit inelușul care era aici, cam așa, și lănțișorul a venit în acest săculeț care mi se pare foarte nice și hai să vă arăt și inelul, cam așa arată el, este foarte finuț, are pietricele foarte drăguțe, e auriu. Foarte nice. Din păcate, eu mi-am ales mărimea greșită, mi-am ales un 6, iar la degetele mele crnăcior nu vine cum trebuie. Eu voiam să-l port ori pe inelar, ori pe degetul din mijloc, dar uitați, deși mă încape și pot să-l scot cu ușurință, îl strânge așa, vedeți? Da, degetele nu sunt punctul meu foarte oricum, dar modelul ăsta chiar îmi place și cei de la Hey Happiness au fost super drăguți. Le-am scris mail în care le-am zis că inelul e foarte nice, dar nu vine din păcate și s-au oferit să-mi trimită alt inel, deși este greșeala mea. Inițial am crezut că ei au făcut o eroare, dar verificând mail-urile mi-am dat seama că, hei, e vina mea. Eu mi-am ales mărimea nepotrivită și cred că un 7 o să-mi aleg de data asta și o să vă țin la curent prin vloguri. Când o să-mi ajungă inelul care sper să-mi vină, o să vă arăt. Și cu acesta încă nu știu exact ce voi face, cred că îl voi da cadou cuiva, poate îl voi pune chiar la un giveaway pentru voi, nu știu încă. Ok, și dacă vreți să vă comandați și voi de pe site-ul celor de la Hey Happiness, aveți în primul rând un cod de reducere, este Andreea Pletoianu și dacă îl adăugați la checkout, aveți 10% reducere la comenzi de peste 29 de euro și până pe... Stați așa că am aici telefonul ca să nu vă dau informația greșită, până pe 20 mai inclusiv au niște cadouri pentru persoanele care comandă și avem un fel următor. Pentru fiecare comandă de peste 30 de euro, primiți cadou o bijuterie surpriză aleasă de ei. Apoi, pentru comenzi de peste 70 de euro, primiți două bijuterii, tot așa alese de ei, iar pentru comenzi de peste 119 euro, primiți 3 bijuterii. Am înțeles că nu trebuie să faceți ceva special, ci în momentul în care adăugați produsele în coș și depășiți aceste sume, cumva automat sunt adăugate în comanda voastră aceste cadouri. Sper că nu mă înșel, eu așa am înțeles. Nu uitați să verificați în descriere linkurile de la cele două
bijuterii. Eu de lanț sunt super mulțumită, mi se pare atât de nice și din nou o să-l vedeți și duminică în vlog, că am fost cu voi la poștă și l-am ridicat pentru că da, comenzile de la ei vin la poștă. E super simplu, adică îți vine avizul acasă, în căsuța poștală din bloc, după care te duci cu avizul la poșta care este menționat, la oficiul poștal care e menționat pe avizul respectiv și îți ridici bijuteriile și asta este, e super, super ok, nu e nicio problemă. Da, și cam atât, cred că asta am vrut să vă anunț. Codul de reducere Andreea Plătoianu este valabil până pe 6 iunie. Bun, acum că v-am prezentat bijuteriile, haideți să trecem la produsele mele favorite din ultima perioadă. V-am explicat la început care e treaba. Voi începe cu două geluri de duș, care sunt amândouă de la Bath & Body Works. Acestea sunt pe terminate amândouă, îmi plac foarte tare din motive diferite. Mă rog, amândouă sunt niște geluri de duș cu un miros puternic și plăcut, care rezistă atât pe piele cât și în baie. Sunt niște produse de foarte bună calitate și ambalajele sunt foarte nice. De ce zic că îmi plac din motive diferite? Acesta este cu vanilie și hidratează pielea. Miroase a esență de vanilie, esență de gen, deschizi recipientul cu esența de vanilie. Și un miros foarte plăcut, care v-am zis rămâne pe piele. Textura e mai cremoasă și se transformă dintr-un gel de duș cremă într-o spumă așa foarte luxurioasă. Super nice este. Iar acesta e cu măr și miere și miroase extraordinar. Este absolut genial. E un miros unisex, să știți. Deci dacă locuiți cu iubitul vostru, o să-i placă și lui. Cel puțin iubitului meu îi place foarte tare. De asta l-am și terminat aproape. E un gel de duș foarte gros. Nu e deloc genul de duș, gel de duș lichid care scurge printre degete. Nu. Ai nevoie de o cantitate mică. Face spumă, miroase foarte bine. Nu hidratează pielea neapărat. Dar eu după aceea vin cu cremă și nu mă deranjează acest aspect. Super mult îmi place. Pentru corp am folosit foarte multe produse în ultimul timp, dar am zis să nu le aduc pe toate din baie să vi le arăt și am adus doar două. Am aici un ulei de la Balea pe care îl știți, vi l-am mai prezentat prin favorite. Acesta este altul pe care l-am primit de la o prietenă și mi-am reamintit cât de mult îmi place. M-am dat într-o seară cu foarte, foarte mult și m-am pus la somn, iar dimineața avem o piele atât de faină, deci îl ador. E un ulei care intră în piele, adică nu se simte ca un ulei foarte uleios, nu știu cum să vă explic, dar totuși lasă pe piele o senzație uleioasă. Dacă nu suportați deloc chestia asta, s-ar putea să vă deranjeze, dar mie îmi place textura lui, îmi place cum se simte pe piele, cum arată, cum rămâne, cum miroase. E un ulei extraordinar și mi-am amintit de produsul ăsta, mai aveam cam atâta din el și îl lăsasem așa departe, nu-l mai băgasem neapărat în seamă, dar după ce a venit căldura l-am văzut și mi-am reamintit de mirosul pe care îl are și ador acest miros, chiar vreau să-mi recumpăr tot zi că ajung într-un magazin Yves Rocher și cumpăr gelul de duș cu mango și coriandru, dar deocamdată m-am bucurat de această loțiune de corp pe care aproape am terminat-o. O aplic ori doar pe ea, ori împreună cu acest ulei. Și îmi place foarte tare, e o loțiune de corp care e ok, hidratează, nu este foarte grasă, e lejeră, dar nu simți că te dai cu ea și pe aia ca și cum nu te-ai dat cu nimic. Nu e deloc așa. Și v-am zis, când vreau mai mult nutriție, hidratare, whatever, o combin cu acest ulei și este super combinația, dar ceea ce ador eu la ea este mirosul. Recunosc că gelul de duș miroase, cred că mai fain decât ea, dar și asta miroase senzațional. Mai departe, la capitolul păr, vreau să vă arăt un produs pe care l-am terminat și anume aceste fiole de la Milkshake, Integrity Repairing Hair, pe care știți că le-am primit de la Salon Provider în colaborarea noastră și vi le-am mega lăudat, le găsiți la ei pe site. Mi-au plăcut foarte tare, mi se pare că au făcut o super diferență și pentru 100 și ceva de lei, eu vă recomand să vă luați acest tratament și să-l folosiți pe păr. Sunt niște fiole ce conțin keratină și le aplici după ce te speli cu șampon, lași să acționeze pe păr, după care clătești și pui masca. Deci rolul lor nu este să hidrateze, trebuie să vii cu, după aceea și cu o mască, dar credeți-mă că repară. Chiar mi se pare că umblă la structura părului și repară și chiar mi-a plăcut, le-am terminat. Am vrut să le recumpăr, dar, mă rog, să le cumpăr, că v-am zis că pe astea le-am primit. Am un fir de păr pe nas, de pisică și mă cam supără. Așa, dar între timp am descoperit alt tratament pe care îl încerc și de care sunt super mulțumită, despre care m-am vorbit, și anume K18, pe care recunosc că am vrut să-l pun în clipul ăsta, dar mi s-a părut un pic exagerat că am folosit doar o singură dată
acel produs și vreau să-mi recumpăr, să-mi cumpăr varianta mare, să o testez. Mă rog, până atunci, dacă vreți un tratament destul de bun la preț care să vă ajute părul, luați asta. E super bun. Și din aceeași gamă vreau să vă prezint și uleiul de păr. Uitați cât am consumat din el. Este uleiul de păr pe care îl folosesc aproape zilnic când simt nevoia, că de când am testat K18 n-am simțit nevoia să aplic zilnic ulei de păr, ceea ce e wow! Wow! Mă rog, vorbim despre asta în alt clip. Dar este un ulei de păr foarte bun, îmi place pompița asta, că o pompiță mi-ajunge pentru jumătate de păr, încă o pompiță pentru cealaltă jumătate de păr și e super, își face treaba, e un ulei de păr foarte bun. Dacă sunteți așa un pic pierdute și în căutare de un produs care să fie fain, un ulei de păr care să nu încarce neapărat, dar care să simțiți că face ceva, vi-l recomand din suflet pe acesta. Milkshake Integrity Incredible Oil, el e. Și sunt și variante mai mici și variante mai mari. Prețul este măricel, dar vine în sticlă de sticlă și vă zic, ingredientele sunt foarte bune. Acum e la latitudinea voastră, eu vă zic, mie îmi place foarte, foarte mult. Trecem la skincare și am aici câteva produse să vă arăt. În primul rând vreau să menționez aceste fiore de la Gerovital. Din păcate nu am cutia lor, dar știți foarte bine că de-a lungul timpului am tot folosit astfel de fiole. Acestea sunt Gerovital H3 Evolution, fiole cu acid hialuronic. Deci, da, pot să zic că sunt extraordinare. Sunt un fel de tratament minune, din punctul meu de vedere, pentru un ten uscat, deshidratat, un ten matur. Puteți să le folosiți în două feluri. Eu de-a lungul timpului le-am folosit în două feluri și anume, puteți să vă luați o cutie care conține, nu știu, 12 poate, ceva de genul ăsta și să le folosiți zilnic, câte o fiolă zilnic pe față, gât și decolte sau cum vreți voi. Sau puteți să faceți cum fac eu și să o aplicați o dată pe săptămână, o dată la o săptămână jumate, două, când simțiți nevoia, o aplicați seara, după care continuați cu cremă hidratantă și ce mai folosiți voi. Și credeți-mă, o să observați din prima o diferență. Hidratează atât de bine tenul și arată atât de luminos și frumos a doua zi. Sunt foarte bune fiolele astea, chiar sunt geniale. Mi se pare că Gerovital a dat lovitura, era să zic legătura. A dat lovitura cu aceste fiole, super nice. Și vreau să vă menționez un lucru pe care eu... cu care eu m-am confruntat, să zic așa, în momentul în care le-am folosit și nu prea știam exact cum să fac, când am început să le folosesc de fapt. În această fiolă este destul de mult produs. Și puteți să... aplicați deodată foarte mult și să masați fața 1000 de ani sau puteți să faceți cum fac eu și să aplicați în straturi. Puneți puțin, puneți pe față, stați un minut. După aceea mai puneți puțin, aplicați iar pe față, iar mai stați un minut. Eu mă întind și pe gât și pe decolte, dar cel mai mult aplic pe față. Am înțeles că e ceva tehnică din Asia. Acolo fetele aplică esențele, dacă nu mă înșel, în 7 straturi, ceva de genul ăsta, gen pune esența în palmă, aplică și fac chestia asta de 7 ori și hidratarea în straturi am înțeles că e foarte faină și pentru mine funcționează mai bine să fac așa decât să aplic deodată toată fiola asta și să masez de nebunesc. Dacă pui și foarte mult, faci așa cu un fel de spumă. V-am zis cum mi se pare mie cel mai potrivit să aplici acest produs și mi se par cele mai bune. Cei de la Gerovital au mai multe fiole. Au și din gama Asla Vital. Stați că mai ești lângă mine laptopul. Vreau să caut pe telefon. Asla Vital se numește gama lor. Sper că nu confund ce zic, cine știe ce prostii. Că nici mă recunoaște acum telefonul. Ia. Asla Vital. Stați. Gerovital. Ia. Sper că nu confund. Da, Asla Vital. Au niște fiole cu colagen pe care le-am testat. Acestea sunt. Mie nu mi se par la fel de bune ca acestea. Și acelea au fost ok, dar astea mi se par mult mai bune. Ok, mai departe la capitolul îngrijirea ten, avem multe chestii aici, după care trecem la machiaj. La Roche-Posay Lippy Car Balm, I guess, Triple Action Balm Anti-Scratching, Anti-Dry Skin. Am avut, este deja a doua oară când acest produs mă salvează. Cam așa arată. Dacă mă urmăriți, vă uitați și la daily vlogurile mele, știți toată problema. E a doua oară de când m-am mutat în București, deci în două luni, nu știu de când stau aici, două, trei luni, când tenul meu se umple de borbonele și se simte iritat și orice aplic pe el nu-i convine. Și cum ziceam, este a doua oară când acest produs mă salvează, pentru că atunci când observam că nu se mai poate și nu se mai poate, renunțam la orice alt produs de skincare, doar mă spălam pe față și aplicam acest produs. Este o cremă destul de groasă,
care hidratează super bine tenul și îl calmează. Mulțumesc din suflet, Livia, dacă te uiți, hello! Ea mi-a dat mai multe cărticele, așa cu mostre din astea de la La Roche-Posay și acest produs este preferatul meu. Este senzațional, deci credeți-mă, dacă aveți pielea sensibilă, iritată și nu mai suportă nimic altceva, fie că vorbim despre față, fie că vorbim despre corp, asta e soluția. Asta este o cremă senzațională, are la ingrediente glicerină, niacinamide, shea butter, are mai multe uleiuri, are tot felul de chestii în lista de ingrediente. Pot să vă și arăt dacă sunteți curioase, puteți să puneți pauză să citiți, sper că se vede. Dar e un produs minunat și v-am mai vorbit despre el, vi l-am tot lăudat și prin vloguri și așa. Dacă folosesc acest produs 4 zile la rând și dimineața și seara, tenul meu arată super bine, trept dovadă în momentul ăsta. Am scăpat de borbonele și am început iar să introduc alte produse în rutina mea de skincare. Acum îl folosesc doar seara, am mai multe plicuri după cum vă ziceam. Îl aplic ca și cremă de seară, iar dimineața îmi aplic ser, cremă de zi, SPF, machiaj după aia și totul a revenit la normal. Nu știu exact care e cauza acestor bubițe, dar v-am zis, asta este soluția ideală pentru mine. Și tot vorbeam de SPF. Asta este SPF-ul meu preferat din ultimul timp. Trăiesc cu senzația că vi l-am mai arătat într-un clip cu favorite, dar știți ceva, nici nu contează. O să-l vedeți săptămâna viitoare în rutina de îngrijire. Este Nordic Hydra Oxygenating Day Fluid cu SPF 30. Îmi place foarte tare. Simt că nu e doar un SPF simplu și atât. Simt că are și produse, ingrediente care hidratează tenul și îmi place, chiar îmi place. Îmi place finish-ul pe care îl lasă, fondul de ten aplicat deasupra arată foarte bine. Mă ajută să am un aspect dewy, îl recomand unui ten uscat. Nu știu cum o să fie la vară când va fi extrem, extrem de cald. E posibil să transpir un pic pe aici și pe frunte. Știți cum e? Că atunci când transpir și ai pe deasupra un produs din ăsta gros și simți cumva că transpir de desubt și uneori se văd așa niște bule. Asta se mai întâmplă cu unele SPF-uri, nu știu dacă așa va fi și cu el. Oricum, probabil la vară o să trec la SPF 50 pentru că ăsta este SPF 30, dar deocamdată sunt extrem de mulțumită de el. Are parfum. Da, uite, acum că zic asta, am senzația că vi l-am mai arătat într-un clip de ăsta de favorit, dar în fine, are parfum. Dacă vă deranjează treaba asta, nu vi-l recomand. Pe mine nu mă deranjează. Iar ultimul produs la capitolul skincare este acest scoalan de la The Ordinary. Îl ador și nu aș vrea să mă mai lipsească din casă. Cam așa arată el. Scoalanul este un ulei care este 100% derivat din plante, te scrie și pe el. Adică e un ulei, cum ziceam, derivat din plante, care imită foarte bine sebumul natural și este foarte bine acceptat de piele din acest motiv. Pielea evident că are nevoie de sebum, dar nu orice tip de piele secretă sebum. Eu, de exemplu, n-am deloc așa ceva și sebum e foarte important, te ajută din multe puncte de vedere, îți face o barieră ca să-ți protejeze tenul, ți-l ține tânăr și te ține departe de riduri. Eu, neavând sebum foarte mult, ce să zic, sunt predispusă la toate lucrurile rele din jur. Soare, poluare, îmbătrânire, whatever. Și scoalanul cumva aplicat pe față, cumva suplinește absența. Doamne, am senzația că această expresie nu e neapărat corectă, dar înțelegeți ce vreau să zic. Mă ajută foarte mult. Și eu nu-l aplic doar pe față, îl aplic și pe păr. Înainte să mă spăl pe cap, pun o pompiță, două în păr. Și, mă rog, eu am o rutină mai complicată și asta trebuie să fac, update-ul la rutina de îngrijire a părului. Dar, pe lângă păr, îl aplic și pe față și îl aplic în mai multe feluri. Fie îl aplic la final de tot, după toate serurile, cremele și așa, pentru că el e cel mai gros. Fie pun câteva picături în crema de față, în crema hidratantă, nu dimineața, pentru că dacă fac chestia asta, fondul de ten nu se mai aplică bine ca să mă machiez în acea zi. Și în crema de seară. Dacă știu că nu mă machez, pot să-l aplic și în timpul zilei și fac chestia asta, dar în general, dacă știu că mă machez, am grijă să nu fac treaba aceasta. Gata la capitolul skincare, hai să trecem la produsele de machiaj. Am luat o pauză ca să-mi pescuiesc niște fire de păr de la pisici de pe față și acum putem să continuăm fără să nebunesc aici și să mă scarpim pe toată fața. Voi începe prin a vă arăta fondul meu de ten preferat din ultima perioadă, Dose of Colors Meet Your Hue. Vi l-am prezentat într-un clip în care v-am și arătat cum funcționează. Nuanța mea este 107 Fair și mi se potrivește foarte bine. Astăzi este combinat cu un fond de ten de la Bourjois ca să-l fac mai hidratant, pentru că el are, poate să aibă un ușor aspect mat, depinde de ce ai pe dedesubt.
Dar dacă n-ai neapărat tenul foarte hidratat în ziua respectivă, aspectul este mai degrabă mat și mie nu-mi place. Mie îmi place ca tenul meu să fie mai spre luminos, chiar dacă asta înseamnă să fie mai lipicios, pentru că nu-l setez cu pudră. În unele zile îl folosesc doar pe el dacă am fața extrem de hidratată pe dedesubt, în alte zile îl combin cu alt fond de ten. Cert este că e un fond de ten foarte bun, are un pigment puternic, n-ai nevoie de mult ca să obții o acoperire foarte faină. E un fond de ten foarte bun. Dacă sunteți în căutare de un fond de ten, care cred că merge pentru toate tipurile de ten, doar că v-am zis, dacă ai tenul foarte uscat, vii pe dedesubt un primer mai hidratant sau îl combini. Dacă ai tenul foarte gras, îl setezi cu pudră și poate pe parcursul zilei mai vii să mai tapotezi. Nu știu dacă e nevoie de chestia asta, nu am tenul gras ca să pot să vă spun. Iar dacă ai tenul normal, sigur o să te bucuri, pentru că dacă ai tenul normal, n-ai niciun fel de problemă. Și o să te bucuri de acoperirea lui, de pigmentul lui și de finish-ul lui foarte frumos. Un fond de ten foarte bun. Tot respectul. Un tuș care mi se cam termină, dar trebuie neapărat să vi-l arăt. Este acesta de la Catrice. Calligraph Pro. Un tuș carioca, care v-am zis că e pe terminate, dar îmi place foarte tare și e foarte ieftin. Dacă îl găsiți pe undeva sau vă căutați un tuș cu care să vă aplicați foarte ușor liniile la ochi, vi recomand pe acesta. E rezistent la apă, îl aplic în colțul interior și n-am probleme cu el. V-am zis, vârful te ajută să-l aplici foarte frumos și să nu ai probleme cu liniile să-ți iasă aiurea. În momentul ăsta la mine s-a cam uscat, vă recomand să-l țineți așa, nu ca mine, eu îl țin așa, mereu uit să-l pun cum trebuie și de asta, în momentul în care mi-aplic tuș, aplic, mai vin pe mână, mai fac o linie, după aia mai aplic, ca să coboare cerneala asta ce e ea. Și da, mi se pare un tuș foarte bun, foarte ieftin, îl mega, mega recomand și eu clar o să-l recumpăr. Iar ultimele două produse despre care vreau să vă vorbesc sunt două rujuri care mi-au fost foarte dragi în ultima perioadă. S-ar putea să... Cred că vi le-am mai arătat, de fapt, da, prin clipuri de favorite, dar chiar sunt niște produse foarte bune și am zis să vi le arăt în clipul ăsta, să vă povestesc un pic despre ele și să vă arăt și nuanțele pe care le am eu. Se numește Rimmel London Provocalypse 16 ore. Cred că cunoașteți acest gen de rujuri. Sunt mai multe firme care au, de la Rimmel, Dermacol, cred că Astor, cred că și NYX. Deci conceptul îl găsiți la mai multe branduri. Cred că toate funcționează cam la fel. Eu o să vă vorbesc despre astea pe care le am. Practic vine în două părți. Ai aici rujul mat, culoarea adică, pe care trebuie să-l aplici pe buze. Îl lasă să se usuce foarte bine, după care vii cu un strat de luciu de buze care se află aici. Și poate te gândești că, ok, dacă vii peste rujul mat cu luciu, asta nu înseamnă că îi afectezi rezistența rujului mat, că o să se întindă, că strici practic toată treaba. Nu. Rujul acesta mat se lipește efectiv de buze. Este mat și foarte rezistent, dar este inconfortabil. Dacă l-ai lăsat doar pe el, ar fi lipicios, dubios, nu s-ar simți bine pe buze, de aceea vii cu acest luciu de buze care nu-l mută de acolo, nu-l mișcă, ci vine efectiv ca să-ți hidrateze buzele, ca să ai un aspect foarte frumos. Și poate te întreb ce se întâmplă atunci când mănânci, când bei apă, când începe să se ia. Partea faină e că se ia doar partea lucioasă, culoarea rămâne și practic tu, după ce ai mâncat, poți să vii să aplici încă un strat de luciu din ăsta și ai rezolvat problema și te ține toată ziua. La un moment dat, într-adevăr, începe să se ia așa un pic bucățele, dar e un ruj rezistent cu care eu mă dau în momentul în care știu că urmează să mă duc în oraș, să mănânc, să stau multe ore cu el și, ce să zic, vi-l recomand. Eu am două nuanțe, după cum spuneam. Aceasta este nuanța... Mereu am probleme să găsesc nuanțele. A, 730 Make Your Move. Și hai să vi-l arăt pe mână. Asta este nuanța. Este un nude maroniu. Foarte flatant. Foarte drăguț. A, și dacă vreți să fac și swatch la ruj. Pardon, la luciu. Cam așa arată. Nu e un luciu foarte lipicios. E chiar plăcut. E între luciu și balsam de buze. Ceva de genul ăsta. Ok. A, și știți că ați lăsat suficient rujul ăsta să se usuce în momentul în care, atunci când veniți cu luciu de buze, nu se ia nimic pe pensulă. E importantă treaba asta. Iar a doua nuanță pe care o am eu este un nude mai rozaliu așa, 215 Summer Lovin', care arată cam așa. Mă gândesc că multă lume ar fi gen, ok, nu sunt foarte diferite, dar credeți-mă că sunt. Ăsta e mai spre... Wow! Nu știu, sper că le vedeți diferite, că ele chiar sunt diferite. Este mai spre mov, mai spre roz.
Îmi plac amândouă, dar în contexte diferite. Pe ăsta îl aplic atunci când îmi fac un machiaj, poate un machiaj în nuanțe mai de mov la ochi sau mai de roz. Pe ăsta în momentul în care aplic nuanțe mai de maro, ori la ochi, ori pe față. Da, îmi plac, vi le recomand. Eu le-am luat pe amândouă de pe Parfumo și le-am găsit la prețuri foarte bune. Sper că de pe Parfumo și nu confund, dar în general de acolo mi-am luat produse de buze foarte, foarte bune la prețuri geniale, adică logic. Bun, gata. Acestea au fost produsele mele favorite. Sper că v-a plăcut, sper că v-a ajutat clipul acesta. Știu că n-adună extrem de multe vizionări, dar cred că ajută. Cred că în momentul în care, nu știu, vă căutați poate o cremă de corp, să zicem, vă ajută să vă uitați pe la vreo 2-3 clipuri de favorite, nu doar de ale mele, de ale tuturor, și sigur se întâmplă să găsiți vreo cremă de corp acolo și știți ce să încercați. Sper că v-a ajutat. Gata, vă las, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu. Mă simt mai bine acum că am filmat altceva, că v-am zis, nu eram deloc mulțumită de ce am filmat ieri, din mai multe motive. Și sper că v-a plăcut, că v-a fost util, am mai zis de 40 de ori chestia asta. Nu uitați să verificați linkurile din descriere ca să vă ducă către aceste produse, să vă uitați pe acolo cum arată pe site, la prețuri, voi știți mai bine. Vă pup și ne vedem foarte curând cu un nou clip, adică duminică, cu un daily vlog în care vorbim o grămadă. Gata, pa, pa!